Rădăuțenii se confruntă cu două absențe la meciul contra celor din Iești. Coaja este accidentat, iar Rănesi este suspendat după cartonașul roșu încasat pe terenul formației Metalul Buzău. Am avut o discuție cu băieții și le-am ridicat puțin moralul după ce în runda trecută am jucat bine, dar am ratat foarte mult. Sâmbătă ne propunem să luăm cele 3 puncte, dar meciul cu Iești nu este câștigat dinainte. Vom întâlni o echipă organizată cu un joc frumos care a adus multe puncte din deplasare. Trebuie să fim atenți, să alergăm și să muncim dacă vrem victoria, a declarat antrenorul Daniel Bălan. În meciul direct din turul campionatului, Bucovina Rădăuți s-a impus pe terenul gălățenilor de la Sporting Iești cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Ionesi și Coroamă.